pornesc într-o pedalare civică de la biserica asta de lux din cartierul în care trăiește și Zinaida Greceanu, fost prim-ministru, acum șef a Parlamentului, și alți foști și actuali guvernanți. Pornesc cu bicicleta înspre Căușeni, spre locul unde trăiește, mai degrabă chinuiește, Tudor Pânzari, un veteran de război de la Nistru. Aici e casa protejată a Zinaidei Greceanu. Un veteran de război de la Nistru care a apărat patria cu prețul vieții și a sănătății, dar patria acum n-are grijă de el, îi dă o pensie de vreo 200-300 de lei, care pensie nu-i ajunge nici de viață, nici de sănătate, el având gradul 2 de dizabilitate, contuzie, schiș în cap, are nevoie de multe cheltuieli. Ei bine, cheltuielile astea statul ăsta nu îi le asigură, ba din contra îi dăunează din vina primăriei care a proiectat de mântuială sau n-a proiectat deloc drumul care trece pe lângă casa lui Tudor Pânzari. La orice ploaie, șuvoaie de apă inundă lui Tudor curtea, beciu, grădina în care omul muncește și încearcă să-și facă de mâncare. Și s-o plâns de atâtea ori autorităților locale și celor centrale, dar n-au reacționat. Și omul în felul ăsta e în calea stihiei, în calea sărăciei, n-are nicio protecție. Merg eu să încerc să văd cum pot să-l ajut. Eventual o să fac apel și la voi, să-l ajutăm împreună. În drum spre Căușeni am trecut pe la microfonul liber, prin parc. Trec prin piața Mare Adunări Naționale, unde Tudor Pânzari a avut câțiva ani colibă și a apelat la guvernanță să-i facă dreptate. Și nu prea s-au grăbit să facă asta. Am vorbit cu oameni despre proiectul meu. Am deja și prima donație, 50 de lei, de la fost polițist, fost bodyguard de guvernanță, dar care după aceea i-a stat și el la pușcărie din cauza corupției, Oleg Kirvas, a donat 50 de lei pentru cheltuielile de construcție acolo la Tudor Pânzari. Eu zic că e bun început pentru aventura mea. Asta e autobuz de rută pentru oameni. Arată într-un hal fără de hal și s-aude sinistru. Și voi vreți guvernarea să aibă grijă de oameni, anume când lor le în cot de toți oamenii care nu au mașini și care cercă loc transport public. Ia uite ce gropi în mijlocul carosabilului. Și deși cu mașini nu prea le pasă. Strada Muncești lângă gara feroviară. În drum spre Căușeni, strada Muncești, am găsit și strada Căușeni. Să-i semn că pe calea cea dreaptă. Îmbrăcată în alb pentru că e soare. Am și haine de lucru. Echipat complet, ca să zic așa. Aud voci că dacă pornești la drum lung, îți trebuie bicicletă serioasă. Da, depinde ce înseamnă pentru voi lung. Pentru mine 80 de kilometri nu e un drum lung. Și iată, pornesc cu bicicleta mea de aproape 10 ani. 10 ani de când e la mine, dar i-ai cumpărat second hand, o folosit-o câțiva ani. Sau avea de gând să o folosească mătăsarul, ținut-o mult timp în subsol. Dar până atunci o adusese din Germania sau din Italia și tot a fost folosită. Deci cu bița asta, care i-am schimbat și ghidonul și frânele, cu bița asta pornesc acum la drum. Și n-am nevoie nici măcar de coburile cele bengoase, gențele de voiaj pe care le-am împrumutat data trecută de la frate meu. Pot circula cu rucsacul, cu alt rucsac, îl legi cu cauciucul de defect, găurit, un cauciuc vechi sau orice alt elastic. E bine să ai bicicletă cu portbagaj. E bine să ai o bicicletă cu
totul verificat ca să țină. E bine să-ți iei și o cheie și niște scule de reparat, eventuale pieni de cauciuc, astea se întâmplă cel mai des. Dar oricum, Moldova e atât de populată, sunt atât de aproape satele unul de altul, încât nu e nicio problemă să te oprești undeva și să repari o bicicletă. În orice sat găsești câte un om care are bicicletă, dacă nu chiar un magazin cu scule pentru biciclete. Așa că porniți la drum. Administrația locală din Aneni noi ar trebui să știe că au chiar de la intrare o grămadă de ambrozie. Sper că și la Chetrosul deja să știe că ambrozia asta e provocatoare de alergii strașnice, chinuitoare. Și așa cum s-o interzis cânepa din motiv că unii făceau droguri din ea, tot așa și ambrozia. Nu mai e voie să o tolerez și trebuie stârpită. Chiar dacă crește la tine în grădină sau teren public. Pentru că foarte multă și tot mai multă lume suferă alergii din cauza ambroziei. Spuneți-le asta careva și celor care decid în raionul Anenii Noi. Cei care au fost tăiată periodic, nu-i periculoasă. Dar asta care înflorește și o să aibă de grabă polen, asta e urgia multor oameni care nu pot respira din cauza ei. Sunt la marginea Anenilor Noi. Am dat de drum nou, na, proaspăt reparat. Dar și de dealuri neașteptate, după 40-45 de kilometri de loc drept sau chiar vale, când mergeam de-a lungul râului Bâc, aici am dat de dealuri și dealuri mărișoare, știu, le cunosc, noroc că nu-s multe și noroc după deal urmează vale, deci ești pregătit de înfruntarea celei de-a doua părți a drumului, mai scurtă, dar mai dificilă, pentru că e ultima. Pentru că a fost o zi toridă, dar soarele, iată, e deja la sfințit și mai ușor. Sunt pregătit să ajung până se întunecă la căușenii lui Tudor Pânzari. Bornele kilometrice mi-arată încă 33 de kilometri. Cu bița mea năzdrăvană. Fac popas pe malul lacului de la Troița Nouă. Ca să mă odihnesc, să admir natura, să văd cum plutesc rațele sau gâștele celea și să mănâncă o leacă, o bucată de pâine, o bucată de ridiche. Am aproape 60 de kilometri și în față încă vreo 20. Până apune sper să ajung la Tudor Pânzari, la veteranul altădată protestatar, dar acum am potmolit de grijile traiului într-un stat ingrat, sărac. Abia ora 9, dar deja a întunecat. Ajung totuși la căușenii lui Tudor Pânzari după vreo 6 ore de pedalat. A trebuit să aprind luminile, să îmbrac vesta reflectorizantă ca să nu devin victimă vinovată a traficului intens. Șoferii chiar intră pe contrasens și fac depășiri de coloane. Dar și cei care vin din sensul meu tot ar putea să nu mă observe dacă nu sunt îmbrăcat adecvat. O să vă mai relatez mâine de luni cum decurge operația Clacă la Veteran. Căușenii se laudă cu
vinărie, cu biserică, cea mai veche biserică din Moldova. Dar drumul e foarte îngust, deteriorat, acostamentul e denivelat și luminat stradal ioc pentru bicicliști, pietoni. El a fost primar Repeșciuc după al doilea mandat, a ajuns deputat. Dacă poporul iubește și îl prețuiește, poporul alegător și contribuabil își merită soarta, nu-i așa? Trece câte un biciclist sau pietun ca fantomele. Orașul ăsta totul e o fantomă. Parcă nici n-a mai fost civilizație aici vreodată. Și face ignoranța, corupția. Un oraș capturat de mafie. Curat randevu. E duminică seară și parcul de distracții, de aventuri pentru copii, pustiu. Peste drum e Consiliul Raional. Pustiu, pentru ce plătim cu milioane așa hardughie și atâția oameni care nu fac nimic decât își iau salariul și să prefac să află întreabă. Hai să ne păcălim cu dulce, ne stricăm dinții să ne îngrășăm și viața tot amară să ne rămână. Și monumentul ostașilor eliberatoris îi îmbeznă și fosta judecătorie. Asta-i strada Ștefan cel Mare. Și o ședință în martie, una în iulie și nici în iulie nu se face. Hai să întrebăm la cancelare, că s-a amânat. Trebuie să fie în sala... A? Trebuie să fie în sala 5, da, și, acolo... și acolo nu-i nimeni. Pune și nimeni. Nu știm. Tudor Pânzare în program. Dar nu scrie acolo judecătorul. E o femeie judecătorul. Și nu știți pe când se amână. De-aia mă aștept să altă citație. Mi-a venit degeaba, Tudor. Te-am criticat pe cei de la Anene Noi că n-au grijă de ambrozie, măcar pe marginea drumului. Dar văd că și la Căușeni lucrul e urât, promițător. Ăsta, administrația locală a drumurilor, n-a intervenit niciodată. Acolo măcar ambrozie era scurtă, dar asta e pe care să înflorească toate. Sper că guvernul vede și le cere socoteală. Sau cetățenii de rând, contribuabili. Nu neapărat cei care supără de alergie de la polenul de ambrozie. Și rețele să respecte legea. Să aibă grijă de cetățeni. Când o să aibă mai mulți bani, o să repare și drumul. Dar pentru început, să-l prășească. Să-l cosească. La dezul 20 de lei, fără de...
Nu s-a dus direct la Tudor, s-a dus să evacueze. Că interesant, unde duc apele astea menajere, unde le evacuează? Că doar n-au stații de epurare aici la Căușeni. Dar 200, da 200 de lei percep pentru fiecare evacuare. Sper că o să ajungă cu butoiul gol la Tudor și sper că îl duc undeva într-un loc civilizat de prelucrare întâi, de epurare a apelor menajere. Că dacă le aruncă direct în Botna, e catastrofă. S-a fost la comisie și i-a vis negativ. Deci degeaba o spună pe ordinea de zi la ședința de Consiliu în august dacă avizul e negativ, nu? La pe urmă i-a dat luna august, luna septembrie. Apoi da, pe ordinea de zi o să fie, da. Cel mai probabil o să se respingă, nu o să voteze. Până n-o să-i oblige în instanța de judecată sau cu protest. Demagogilor! Demisia! Faceți înapoi aici indicația primării! Problemă când îi bătaie de joc de-am de vreo mai mult de 7 ani. După ce am turnat în 3, în 4 trotuarul pe 3 laturi de casa lui Tudor, acum ne-am apucat să te încuim. Veteranul a aflat că e ușor de deprins o nouă meserie. Nu e un cap de om și s-ar descurca și singur. A? Îi lăsăm nisip ciment, mistrie are el. O să-și repare casa cum poate. Asta e trotuarul renovat. Am mai adăugat niște straturi ca apa care se adună în jurul casei să nu intre în casă. Aici am constatat că scurgerea din bucătărie e înfundată și va trebui dezgropată și curățată. În rest, cam asta e lucrarea. Claca de o săptămână a însemnat și opera, că e mai mult un proiect Hyde Park. Am fost 3-4 membri Hyde Park implicați. Sponsori, donatori, frate Brega. Și ajutăm veteranul să descurce singur. Noi aici protestăm, nu ne distrăm. Frumos, frumos, mai frumos, dar și accidentul martie și nici acum dosarul să nu fie trimis în judecată, e frumos? E frumos, da, e mai bine. Este un dosar, cum îl cheamă azi? Gogu, nu? Gogu Șerghi. Da, dar polițistul care închetează, nu știți cum îl cheamă? Noroșanu Nicolae. Da, că Noroșanu, a? E capabil el să trimit un dosar în judecată în jumătate de an? Cred că sunt ceva probleme. Da, sigur, o grămadă a martori acolo și o trebuie să audieze pe teț. Și îmi spune că nu-i frumos să stăm pe scări la inspectorat. Dar mai mult pentru a le distruge liniștea. Stăm da, le-am stricat feng shui-ul. Incompetenților! Corupților! Nu vă uitați fereastră, ești afară, nu vă și rușine la nas! E ușor ieșit. Să uiți și să râzi da, de cineva da, fără să ajungă bărbat. Da, ieșit afară și de cine am așa dat aici, vă strigăm. Oameni care lucrează tot persoane invalizi, pe scaun, i-au oferit scaun și lucrează. Deci ei, dumneavoastră, puteți vă adresați la fabrica de caplaș. Cu mâini dumneavoastră puteți lucra, dar în picioare am înțeles că mai puțin. Și în orice moment puteți să vă adresați la fabrica de cabluri. A, deci asta ar fi singura ofertă? Da. Și a apărut recent sau de ce nu i-ați comunicat-o până acum? Da, v-am comunicat de atâta că ei într-un timp amenajau secțiile și nu de mult ne-au spus că au și a lucrătura au angajat. Mm-hmm. Da. Puteți să ne dați niște contacte să ajungem la ei? Da. Vă dăm un telefon? Da, mulțumim.
Dumneavoastră să fie de acord să lucrați? Păi să duc să vadă ce condiții sunt acolo, sigur că da. Și condiții și... Da. Și cerința. 59, aș trebui să aștept și tu măcar un minut. Primarul de la Căușeni, primarul interimarul, a zis că azi o să prindă lumina la ora 9. Crede cineva că o să prindă lumina la ora 9? Eu nu cred. Eu mă îndoiesc. Așa, e ora 9. Unde lumina? S-a îndoiesc că e 9. Da, e ora 9 deja. Băi, mai așteptăm, e vreo săptămână oricum. Să mergem să protestăm acum. La primărie? Ne ducem să protestăm la primărie? Spate! Nu-i tare departe, plus ajungi mai undeva în vreo 10 minute. Dacă ne grăbim. Mama. Am plecat, bădei. Îmi pare rău că plecat. Mă duceți mai în seară, mă. Dacă nici mai în seară, de-am gata, erai fericit, da? Nu mai fericit. Am stat o săptămână. Poate sta ploaie, vă duceți. Am făcut o grămadă treabă. Foarte mult, eu nu știu, vă mulțumesc din toată inima. Pe, uneori eram și 4 și 5, nu? Prima zi am fost. Mai vinea și Pietru Mihai, mai vinea și Vovanu, mai venit și David. Mulțumim tuturor celor care au sărit să ne ajute. Se pare că am făcut o treabă bună. Am unde am și Tudor sănătos să o folosească. Vă mulțumesc în toată inima. Am plecat. Bucuroși să fim de ajutor. Dacă ne plouă, și îi mătași de vină. Baftă, că ne-ai ținut până atâta. Hai. Sănătate. Mulțumesc. Doresc drum bun. Ce-mi pe trotuarul făcut de... din noi. Da, da. Să verificăm. Să verificăm dacă ține. Ține. Hyper 2019. Taman o să aduc aminte, nu. Las bicicleta pe mâini buni. Să ai grijă de ea. Și de Roza. Sănătate! Pa! Poți să bucură că o scapat! Poți să bucură că o scapat de noi! Poate îi pare rău, nu? Am pornit călare și mă întorc pe jos. Dacă am fost generos și mi-am dăruit bicicleta, dar vorba aceea, dar din dar, se face solidaritate socială. Am lipsit o săptămână și acolo la Tudor, pentru că e sărăcut și el și nici n-aveam timp, nu m-am uitat la televizor, n-am avut radio, m-am informat ce am putut de pe internet, din titluri așa pe diagonală, și am văzut că guvernarea nu face decât să-și înșurubeze oamenii proprii în funcție chele, cheie, să fac promisiuni demagogice și să-și ia vacanță. După doar o lună de muncă, da. Hai în vacanță. Și noi așteptăm schimbări, reforme, progres, revoluție de catifea, grijă pentru oamenii de rând. Se pare că nu. Cum n-au făcut fostele guvernare, se pare că nu e capabilă nici actuala guvernare. De asta, lecția de învățat e că soarta noastră e în mâinile noastre și ca să fim pregătiți pentru vremurile când o să ajungem să nu mai poată mâinile noastre nimic, e bine să fim și solidari cu cei mai slabi, mai nefericiți, mai săraci ca noi și să ne ajutăm reciproc. Și să nu contăm pe guvernări, nici pe asta națională, nici pe cele locale, dar nici să nu le slăbim din vedere. Să fim cu ochii pe ei și pe ele, să fim pregătiți cu un țuruiac de 5 lei să-i fluierăm și în zi de lucru, și în zi de odihnă, și acasă, și la servici, cum ați văzut că am protestat la Căușeni, să le cerem socoteală. Eventual, când avem ocazie să participăm la vot sau chiar să ne implicăm în viața politică,
candidând. În felul ăsta o să ne simțim utili și s-ar putea să obținem o schimbare de situație prin schimbarea de atitudine a noastră față de noi, față de rolul nostru în societate, față de istorie. Părerea mea.